Live din nou. Bună seara într-o zi de luni 23 martie 2020. Un an nefast până acum, dar o să încercăm să facem din el tot ce putem mai bine. să dăm share, ca de obicei. Iată, este ora 20. Așa. Bună seara, dragul meu. Simi, salutări la Sibiu. Bună seara, bine ați venit! Haideți că avem treabă în seara asta. Discutăm lucruri interesante care ne privesc pe toți. Așa. Bună seara, bine ați venit, oameni dragi! Discutăm despre viitorul banilor în seara asta. Salutare, Robert! Bine ai venit! Bine ați venit! Pentru că avem un subiect așa de interesant și pentru că am cules niște date de care mă voi agăța, ca să zic așa, pentru a dezvolta ideile din această seară, vă rog să dați un share pe profilul vostru, să aducem cât mai mulți oameni live, online, oricum mai mulți vor vedea și după, dar ar fi de, ar fi de ajutor și oricum vă mulțumesc că anticipat. Bună seara Elena, ce surpriză, salutări de dincolo de viscol, că a venit iarna între timp. Și după cum vă spuneam, m-am pregătit, am scris Câteva idei pe care vreau să vi le expun în această seară. Mai mult de atât, am creat și un grup săptămâna trecută. Un grup care a ajuns deja la 70 ceva de membri. Vă mulțumesc tuturor pentru încredere, și mă bucur că ați răspuns afirmativ inițiative de a intra în, în grup. Bineînțeles, cu scopul de a vă ajuta, de a ne fi tuturor din ce în ce mai bine și acolo o să fie, să fie un teren de joacă de desfășurare a discuțiilor între voi în primul rând, nu neapărat cu mine, între voi, ca asta îmi doresc, pentru a ne ajuta și a ne fi din ce în ce mai bine, să zic așa. Nu știu cum poate fi definit binele neapărat zilele astea, dar cumva trebuie să continuăm, nu ne putem opri, așa că avem treabă și mai bine încercăm să ne uităm un pic în viitor și să vedem chiar în viitorul apropiat și să vedem cum arată lucrurile pentru noi în viața financiară. Și vreau să, după cum spuneam, să discutăm astăzi un pic de viitorul banilor și ce urmează pentru noi pentru că toată această perioadă pe care o trăim în, acest, în aceste momente și probabil și în săptămânile sau lunile care vor urma va schimba definitiv peisajul banilor și a vieții financiare așa cum o știam până acum. Partea interesantă este de aici, de la mintea noastră, că erașul nostru nu poate să perceapă ce va urma și de aceea și stările de panică, de anxietate, de frică, pentru că nimeni nu s-a mai întâlnit cu așa ceva, criza actuală nu a mai fost vreodată, nu știm exact ce și cum se va schimba și în ce mod și cum ne va impacta viețile și personal, și în afaceri, și fie că suntem angajați, fie că suntem antreprenori, fie că suntem liberi profesioniști, ne va schimba pe toți și ne va determina să interacționăm într-un mod total diferit cu banii în viața noastră decât am făcut-o până acum. Așadar, indiferent că ești tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, cumva de-a lungul timpului, banii și mă refer aici în mod special la cash. Vreau să discutăm un pic de, de zona de, de cash. Am și un tricou astăzi. Monday, fuck you. Așa? Uh, vreau să, vreau să discutăm un pic de zona de cash pentru că de-a lungul timpului cash-ul a rezolvat foarte multe probleme. În perioada de criză a fost extrem de important și pe foarte mulți oameni i-a salvat și a scos din diverse probleme. Și de și oricum are o istorie bogată și în, și în țara noastră. Deci, indiferent de poziția socială, indiferent de vârstă, indiferent de naționalitate, indiferent de religie, banii în general pe planeta asta noastră, încă de când au apărut, au rezolvat foarte multe probleme. Și prima problemă pe care au rezolvat-o, că tot am auzit zilele astea că o să ajungem la. la troc la schimburi între noi, pentru că nu vor mai circula bani în economie. Ei, nu este așa, nu o să ne întoarcem la troc. Dar ce au reușit banii să rezolve a fost acea problema dublei coincidențe. Gen, eu am nevoie de o vacă și tu ai nevoie de găini, dacă poți să-mi dai trei găini pe vaca mea, atunci se face schimbul. Dacă nu se întâmplă exact aceste potriviri de necesități, de nevoi, nu se face schimbul. Și atunci au fost aduși în schemă banii care au rezolvat această problemă, ei fiind din instrument intermediar prin care schimbul între oameni s-au putut face. Și asta a evoluat de-a lungul timpului, nu o să facem istorie pentru că nu este cazul, poți să citești despre asta în foarte multe locuri, pe foarte multe site-uri și din România și din afară. Însă, ce este important este că asta se aplică la orice instrument de plată, la orice... Credem că avem nevoie astăzi ca și necesitatea financiară, cumva este un un mediu de schimb care ne-a facilitat și ne facilitează în continuare foarte multe foarte multe lucruri și este cumva și cel mai utilizat instrument cu toate că în ultimii ani de zile tendința a fost masivă către digitalizare și banii să devină digitali. cash este în continuare un instrument foarte foarte utilizat să nu uităm că o ultimă statistică pe care o am de ceva timp nu știu dacă a mai fost actualizată de cineva sau sau nu nici eu nu mai știu exact de unde am luat-o, era un studiu făcut de sistemul bancar de ceva, că undeva 70-75% din români folosesc cash-ul și prima operațiune pe care o fac după ce își încasează salariul este să se ducă la bancomat și să scoată banii cash. Deci iată că, și vă dați seama, după aia toți banii se duc în economie, da? se învârt în zona de consum, de achiziții, de orice altceva, se se mută și se mișcă foarte mult cash. Plus multe încasări în numerar de la firme care trebuie duse în bănci, care trebuie stocate care... și așa mai departe. Da? Cu firme de transport, orice vă puteți închipui în spate. Cumva rolul cash de-a lungul timpului, și o să fac așa un pic trecerea la ce vreau să, să spun, a creat ceea ce se cheamă o rețea socială. Indiferent de unde suntem, indiferent unde am mers pe glob, indiferent de naționalitate, toată lumea a utilizat monede și bagnote, monede și bagnote. Și toate astea a creat o apropiere între oameni. De-a lungul timpului a fost ca o, cum să zic, a avut un rol de coeziune, de aducerea oamenilor împreună. Da, banii chiar au adus oamenii împreună de-a lungul timpului și apropierea asta și, să zic așa, asemânarea cu o rețea socială este foarte interesantă pentru că în prezent internetul pe și pe care noi ne vedem acum, da, că vorbim de internet, dar că este prin intermediul acestei platforme numită Facebook, starea actuală a internetului este social media. Sau dacă vrei invers, social media este starea curentă a internetului. Diversele platforme ne permit să comunicăm, să ne exprimăm ideile, să ne dăm cu părerea, să aflăm de la alții lucruri interesante, să urmărim, să ne educăm. Toate, toate lucrurile se întâmplă prin intermediul unor rețele sociale unele au un anumit scop, unele, să zic așa, o platformă cum e Facebook îți permite să vezi materiale live, să vezi ce mai făcut prietenii tăi, să vezi poze cu mâncare, să vezi poze din călători și așa mai departe. Instagram îți permite să îți faci munca cunoscută din punct de vedere a unui fotograf sau un videograf sau pur și simplu ești un blogger care și vlogger care călătorește foarte mult și Instagram îți permite să te exprimi. YouTube a adus conținutul în formă lungă, în format video și a devenit un motor de căutare mai puternic decât Google în sine, nu că n-ar fi deținut de Google oricum. LinkedIn, o rețea pentru profesioniști care a adus lucrurile într-o într zonă în care nu este doar un loc în care ți-ai pus un CV, ți-ai încărcat toată experiența. Nu, acum poți să-ți construiește acolo un brand personal și să fi văzut altfel de angajatori sau dacă ești antreprenor să-ți poziționezi afacerea într-un anumit mod într-o rețea cum este LinkedIn. Deci cumva toate lucrurile astea, toate tipurile astea de rețele sociale acționează și au acționat la fel cum acționează și, și banii și aduc oamenii împreună în diverse contexte din diverse puncte de vedere. Ce este interesant este că banii în format fizic, cash-ul în sine, are câteva caracteristici foarte importante. Una dintre ele este că îți oferă siguranță față, de exemplu, de banii digital. Da? Și la ce mă refer la siguranță este că, uite, de exemplu, într-o perioadă de criză cum e asta, să presupunem că lucrurile se înrăutățesc atât de rău încât statul zice, băi, de acum tot ce aveți în conturi, banii pe care îi aveți în conturi, absolut toți sunt ai noștri, ai statul, naționalizăm tot nu mai ai voie să faci nicio firmă, persoană fizică, tot. Toți banii sunt ai noștri că avem nevoie de asta. Se poate întâmpla? Da, se poate întâmpla, s-a întâmplat în multe țări și atunci o să zici, ce bine ar fi fost dacă aș fi ținut bănuții la salte, cum ziceau bunicii noștri. Și da, din anumite puncte de vedere, multe de altfel, banii în cash îți, îți oferă această, această posibilitate să te ferești de lucruri de genul ăsta care pot să apară. Banii fizici sunt de încredere. Este o încredere pe care eu transmit. Faptul că știi că îi ai în portofel sau depozitați undeva sau mă știu eu și îți oferă încredere. Știi că te poți baza, sunt acolo. Iar încrederea este extrem de importantă, mai ales în momente de criză economică, cum este cea pe care am început deja să o experimentăm ei îți oferă încredere că poți trece mai repede peste, peste probleme sau ai acolo o, cum să zic, ai o, o, rezervă da? și pe care poți să o ții inclusiv cash. Chiar astăzi m-a întrebat cineva, Băi, Daniel, urmează perioada asta, ce zici, să mi țin în bancă sau să-i țin cash? Îi am cash. Păi zic, dacă ai cash, ține cash. Asta, e, asta este părerea mea răspunsul la acea întrebare este de la caz la caz. Și nu trebuie neapărat să ne găbim acum și să ne ducem mâine să invadăm bancomate, să ne ținem banii cash, da? Nu este cazul să, să ne panicăm și de lucrurile astea. Asta nu înseamnă că nu trebuie să luăm în seamă un astfel de scenariu. De asta am și adus în vedere viitorul banilor și ce urmează ca și temă pentru această seară. Ce zice trendul? Trendul zice că în ultimii 3-4 ani de zile s-a accelerat foarte mult digitalizarea. Și precum ați observat, Probabil și mulți dintre voi, mulți dintre voi cred că aveți deja și ați intrat în contact cu ce înseamnă asta, poate v-ați făcut carduri sau conturi pe platforme precum Revolut sau PaySera sau Moneze sau alte, alte denumiri, da? iar platformele de tipul ăsta, FinTech cum se cheamă, au venit să fie ca ceva ce, cum se zice, disruptor, ceva ce destabilizează industria financiară clasică. Bineînțeles că sistemul clasic s-a simțit amenințat și a început să facă și el pași destul de rapizi către digitalizare și să încerce să prindă din urmă sau să muște din cota de piață. Este inevitabil că lucrurile merg în, în această direcție a digitalizării banilor. iar companiile de genul ăsta care au venit în ultimii ani și au pătruns foarte mult pe piața din, din România, știu foarte bine ce fac și sunt oricum la un pas de, de a fi efectiv bănci, dar în format digital. Știți bine poveștile cu iban vor acorda credite, vor, vor fi acolo da? vor, și vor mușca foarte serios din piață pentru că omul nu prea mai vrea să se ducă la bancă, să întâlnească un funcționar care nici nu știe ce să-i mai răspundă, de multe ori e mai și scârbos. Mai și contaminez, sau mai știu eu ce altceva, oamenii s-au cam săturat să se ducă prin sucursale bancare, mai ales tinerii. Tinerii din ziua de astăzi vin cu, o, o, cu digitalizarea în sânge, iar generațiile care ă, se nasc acum vor fi și mai cu, cu lucrurile astea în sânge, nici nu vor concepe faptul că trebuie să te duci până la o sucursală bancară ca să-ți depui actele pentru un credit, de exemplu. Totul se va întâmpla online, deja se întâmplă, însă lucrurile vor fi din ce în ce mai, mai accelerate. Și din punctul ăsta de vedere și cash are direct, direct de suferit. Ne ducem în favoarea portofelelor electronice. De exemplu, eu am pe telefon, am toate cardurile care permit Apple Pay, eu am un iPhone, toate cardurile care permit Apple Pay le-am introduse în telefon când mă duc. Undeva la cumpărături, doar apropii telefonul, nici măcar cardul, pot să plec fără portofel de acasă, da? pot să fiu doar cu telefonul, plătesc cu telefonul peste tot pe unde am nevoie, din cardul din care selectez cardul pe care vreau să-l folosesc, că e pe firmă, că e personal, am plătit, nici măcar nu, nu mai există atingere fizică, totul este pe Face ID lucrurile de deja s-au digitalizat și merg în direcția asta din ce în ce mai accelerat. Am văzut și băncile din România făcând foarte multe campanii de, cum să zic, de atragere a maselor în această direcție. Este clar că acolo mergem, nu putem să împiedicăm procesul. Și ce este foarte interesant este că această perioadă pe care o traversăm accelerează mutarea către digital. Vedeți, acum ne mutăm toți online, facem conferințe online pentru că lucrăm de acasă, vorbim cu colegii de acasă, ne facem întâlniri de business online și totul s-a accelerat. Iar acum și cu restricțiile, de exemplu, pe care le avem sau le vom avea de a nu prea ne mai mișca din case decât cu hârtie, așa ca pe vremea lui Ceaușescu, e așa o dictatură în fața noastră, lucrurile pe care le avem în față ne vor face să... Băi, dar eu nici măcar nu am început să folosesc bine telefonul mobil și acum... Păi eu mă duceam, stăteam acolo la coadă, la electrică ca să-mi plătesc factura la curent. Ei bine, nu o să te mai duci. O să fii forțat să înveți să folosești telefonul, să instalezi aplicații ca să-ți plătești online, furnizorul, o să-ți faci cont la furnizorul tău, el o să-ți trimită factura online, tu o să intri în cont, o să apeși pe plătește, o să fie legat la cardul tău, cum deja se întâmplă oricum, dar persoanele care n-au făcut asta vor avea un șoc. Vor avea un șoc de adaptare și este o presiune imensă acum pe acest șoc de adaptare la tot ce înseamnă uh, tehnologie. Sunt unii care ce bă, eu nici n-am avut. Uh, cont de Facebook vreodată, niciodată n-am vândut online, produsele mele n-au fost niciodată online, eu nu vreau să am magazine virtuale. E, dacă nu vrei, atunci probabil o să mori, pentru că cine nu va fi online, aproape nu va exista. Va fi din ce în ce mai greu de acum încolo să reușești să faci ceva mai ales ca afacere, poate dacă vei fi la început, sau chiar și pentru cele existente care nu s-au adaptat, va fi din ce în ce mai dificil să mai reziste pe o piață care se mută acum în online în mod forțat. Da, asta a venit ca o forțare, atât pentru companii cât și pentru persoanele fizice. Este un stres test, dacă vrei, în momentul ăsta, de cine învață și adapt, se adaptează mai rapid sub umbrela protecției vieții. și toți vrem să ne protejăm viața și a celor dragi și atunci vom fi nevoi să stăm și băi, ce trebuie să fac aici? Că și aici clar că persoanele cam de la 40-45 de ani în sus se vor adapta foarte, foarte greu în perioada următoare, dar vor fi nevoite să o facă. Și iată cum ajungem la niște credințe limitative de care vorbisem săptămâna trecută, de genul banii sunt murdari și pentru că ați văzut că acum se încurajează foarte mult plata cu cardul, Banii sunt murdari, adică banii cash sunt murdari, iar acum banii sunt infestați sau pot duce virusul mai departe, așa că nu mai plăti cu bani cash și folosește cardul, folosește modalitățile digitale, fă transfer online, fă transfer bancar. Da? Și toate lucrurile astea ne duc exact nu neapărat către viitorul banilor, cât către prezent, pentru că din ce în ce mai puțin cash va circula prin piață. Și totul se mută în direcția asta și cam ăsta este și viitorul banilor. Și atunci zici, ok, mă apuc să fac aceste lucruri, însă cum o să-mi dau eu seama de acum înainte? Cum mai am? Cât mai am? O să-mi ajungă, nu o să-mi ajungă? Parcă îți fuge pământul de sub picioare și e posibil să crezi că pierzi controlul. Ei bine, dacă până acum nu ai reușit să fii un bun administrator al banilor tăi, probabil acest lucru se va transfera, dar se va și amplifica în mediul online. Pentru că o statistică de acum vreo 2 sau 3 ani de zile arăta că cei care plătesc cu cardul preponderent față de cei care plătesc cu cash, cheltuie mai mult cu 20-30% din buzunar, adică dau drumul mai ușor la bani pentru că nu-i mai, nu -i mai văd, nu-i mai simt în portofel, nu-i mai percep. Și asta este provocarea cu trecerea la banii digitali. Dacă până acum nu ai fost în stare să-ți administrezi banii, probabil nici acum nu vei fi în stare, ba din potrivă vei fi luat pe sus de toată presiunea care este acum și este foarte posibil ca în viitor apropiat să-ți plece banii din cont și să nu știi pe ce și nu știi în ce, în ce direcție i-ai dat și de ce i-ai dat și de ce i dai atât de des și alte lucruri de, alte lucruri de genul ăsta. Va fi foarte, foarte provocator și în același timp dificil pentru, pentru foarte mulți oameni. Pentru să zic așa, România este o țară care stă foarte slab la capitolul educație financiară, stă destul de slab și la capitolul digitalizare și nu doar la stat cât și la privat, nu vă gândiți doar la, doar la părțile astea, peste tot se stă destul de slab la capitolul ăsta, s-a accelerat în ultimii ani de zile însă este foarte mult loc de creștere. Provocarea este cât de repede mă pot adapta eu, cât de repede pot înțelege eu această tehnologie, acest nou mod de a-mi administra viața financiară. Și aici este, aici este provocarea și uite mi-am mi mai notat niște, niște lucruri interesante. De exemplu, tehnologia digitală, banii digital, aplicațiile, toate lucrurile astea pe care le vom îmbrățișa în perioada următoare ne vor crește de fapt gradul de anxietate și ne vor face să fim mai fricoși. De ce? Știți că la un dat s-a făcut un studiu în străinătate și în state, dar și în Europa, dacă există o conexiune strictă între oamenii care folosesc bani cash, poartă cash la ei, sau care, de exemplu, te-ai dus la bancă, ai scos niște chești și l-ai pus în buzunar, a încercat să se facă o conexiune între banii chești și um, zona asta de, cum îi zice, de tâlhărie. Dacă cineva te urmărește și vrea să-ți fure banii, că te-a văzut că ai scos bani, sau vrea să te tâlhărească pentru că, virgulă, crede că ai bani la tine și vrea să-ți ia, da? S-au făcut, făcut câteva studii pe tema asta și nu există o corelație directă între oamenii care poartă mulți bani cash la ei sau în general bani cash la ei și criminalitate. Într-adevăr s-au întâmplat multe cazuri de-a lungul timpului, dar majoritatea au fost, cum se spune, la pont pe românește. Gen oamenii au fost urmăriți, de lung... au fost în mod repetat, li s-a văzut comportamentul, s-a știut unde o să aibă, cum o să aibă bani și atunci au fost, au fost îlhăriți. În afară de asta nu s-a putut face o corelație directă între cash și purtători de cash ca om și tâlhării. În schimb, în mediul online, în tâlhăriile online, pentru că există, da, până acum au existat deja destul de multe pierderi masive și există rapoarte că zilele astea de când au început nebunia peste tot la nivel global, atacurile din partea hackerilor la diverse conturi, la diverse bănci, la diverse modalități de uh, ținerea banilor în format electronic este în creștere. Și într-adevăr, din punctul ăsta de, de, vedere, există un risc să ai toți banii online. Însă, ce vom face dacă toate statele decid, băi, gata, ca să fie mai ușor cu virusul ăsta și să nu se mai transmită pe diverse căi. Și asta e doar un motiv, asta e doar un motiv, dar este acum, este în contextul de acum. Decidem că din 2022 nu vom mai avea bani cash, nu vor mai exista bani cash. Și din câte știu, Suedia mi se pare că e o țară care, care deja trăiește fără cash, în proporție de 99%, nu se mai acceptă pe nicăieri, nici baxișuri, nici de niciun fel, și oricum baxiș poți să lași și digital, de exemplu Uber, da? firma de, de transport persoane, ca să zic așa, care acționează deja în mai multe orașe din România, în momentul în care ai încheiat cursa, poți să adaugi, efectiv, să-i dai tip pentru șofer, da? Bacșiș. Poți să dai tu cât vrei, 2 lei, 3 lei, 10 lei, 50, poți să scrii tu ce sumă vrei să-i dai bacșiș. La fel, de exemplu, la cei care livrează mâncare, poți să adaugi bacșiș pe care îl lași curierului care ți-a adus mâncarea. Deci deja suntem acolo, nu poți să zici că cum i-aș fi dat, cum mai fi. E, e interesant cum va evolua, să zic așa, Șpaga în diverse sisteme cum a fost obișnuit în România, sau poate vom mai păstra banchești pentru că oamenii încă să dea șpaga unde au interes. Dar asta viitorul ne va arăta cum va evolua totul, pentru că bacișurile astea de care v-am spus, astea sunt fiscalizate, da? Alte lucruri nu sunt fiscalizate. Însă, ce este clar, și vreau să concluzionez cu asta, ne îndreptăm către o societate fără bani fizici. Că ne place, că nu ne place, că vrem, că nu vrem, viitorul banilor este deja prezent, mergem din ce în ce mai mult către digitalizare și către doar niște numere undeva într-un cont. Cine se adaptează mai repede și înțelege cum funcționează lucrurile, este pe val și va avea de câștigat din lucrul ăsta pentru că va înțelege mai bine cum funcționează toate fluxurile economice, economice în noul format. Cine nu, din punct de vedere al unei persoane fizice, poate la un moment dat se va adapta, va mai înțelege de ni niște lucruri. Pentru o afacere va fi din ce în ce mai complicat dacă nu se digitalizează și nu își face fluxuri și automatizări care să-i facă viața financiară ușoară. Și asta nu este ceva ce stau să văd, să văd ce se mai întâmplă, să nu este deja aici. Toți cei care nu înțeleg vor fi călcați în picioare efectiv de evoluția și avansul tehnologic. Așadar, asta am vrut să vă transmit în această seară. Cam asta este ceea ce se întâmplă cu viitorul banilor. Evident că lucrurile sunt mult mai complexe de atât și au mult mai multe ramificații decât, decât faptul că, așa cum vă dați seama, mergem în această direcție. Dar am considerat că este util să fim pregătiți să știm ce ne așteaptă și să luăm măsuri. Poate este o perioadă chiar foarte bună să ne gândim cum putem să învățăm mai repede, să ne adaptăm mai repede, să ne digitalizăm afacerile mai repede și să înțelegem, așa cu, ca și cum ne-am uitat de, de, mai sus, să înțelegem de fapt cum putem să fim în pas cu absolut tot ceea ce se întâmplă. Sper că, sper că v-a plăcut. Dacă aveți alte lucruri de, să zic așa, de adăugat, dacă vreți să lăsați un comentariu, dacă vreți să vă expuneți opinia, vă rog, sunteți absolut liberi să o faceți. Chiar mi-ar plăcea să aflu ce gândiți voi despre acest lucru, cum va fi de acum încolo, cum o vedeți voi, în ce stadiu sunteți voi din punctul ăsta de vedere, cum vă vedeți evoluând de acum încolo în viața voastră financiară, strict din punctul ăsta de vedere. Puteți să lăsați un, un comentariu. Și de asemenea, țin să vă invit pe grupul pe care l-am creat încă de săptămâna trecută, unde putem muta discuția și acolo. Și chiar, chiar sunt foarte, foarte curios ce părere aveți și ce faceți voi ca să vă adaptați încă de acum la ce urmează. So, Mă bucur că ne-am văzut și până, până mâine aveți, aveți temă de gândit. Vă mulțumesc că ne-am văzut în această seară, pe mâine. Pa pa.